Creșele din Drobeta, Turnul Severin au trecut în administrarea primăriilor. Cele trei unități din Drobeta, Turnul Severin vor beneficia cu mai multă ușurință de fonduri și de obiectele de uz sanitar. Preluarea acestora s-a făcut prin Serviciul Public de Asistență și Protecție Socială. Sunt de făcut reparații curente minore, dar care până la urmă împiedică o desfășurare corectă și adecvată a activității și deci s-a dispus luarea acestor spații în folosință. În Drobeta, Turnul Severin funcționează trei creșe. Toate ar avea nevoie de reparații și de igienizări. Până acum fondurile veneau de la centrele bugetare, iar banii nu erau niciodată suficienți. În trecut erau administrate de centrele bugetare și toți banii care erau dați de către primărie pentru folosirea acestora cu scopul de a repara ceva acolo, acest demers era întârziat întotdeauna, fiind coordonați de centrele bugetare. Astfel că, luându-se această decizie, demersurile vor fi grăbite, iar aceste spații vor fi reabilitate foarte repede. La creșa numărul 3, de exemplu, ar fi nevoie de mai multe reparații urgente. Era păcat ca să stăm acum, de exemplu, să schimbăm un calorifer pentru până când intervine centrul bugetar și așa mai departe. Deci acum putem să le facem noi din mers. De exemplu, noi avem nevoie să zugrăvim, trebuie să facem o cerere și vom primi banii direct de la Asistență și Protecție Socială. În Drobeta, Turnul Severin funcționează trei creșe. În aceste unități sunt înscriși aproximativ 200 de copii.